Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitata noastră de astăzi este doamna Irina Vlah, care candidează la șefia statului. Doamna Vlah, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara, domnule Gonță, și bine v-am găsit! Doamna Irina Vlah, citind de la Infoprim Neo, s-a lansat în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale la Naslavcea, cea mai nordică localitate a Moldovei, acuzând autoritățile că i-au restricționat accesul pe platforma de observație Inima Nistrului, unde a intenționat să desfășoare evenimentul, poliția negând orice implicare. Ce a fost, doamna Vlah, la acel eveniment, încât dumneavoastră știu că ați ieșit cu acea acuzație contra poliției, polițiștii nevinovată de ea, Ana Samaprișla, Vlăslaviciu? Ce s-a întâmplat totuși? Da. Situația a fost foarte interesantă și când acum îmi amintesc ce s-a întâmplat duminică, eu încă o dată am înțeles că sunt singura candidată care nu a avut o posibilitate să lanseze campania, să lanseze campania electorală cum a lansat alții candidați, fără obstacol și fără probleme. Am spus, am avut anunț în această săptămână, în luni, dacă eu nu greșesc, că eu voi avea lansarea la cel mai nord loc Republicii Moldova și în marți am fost la Naslavce, am fost cu echipa, am vrut să văd locul unde noi lansăm și mai departe. Dar, sigur, acolo a fost și poliția frontieră și ei nu au pus nicio întrebare, nu mi-am întrebat, haideți să dați actele, haideți să-ți întrebat permisul la participare la acest loc și mai departe. Nicio întrebare n-am avut și am fost acolo aproximativ 50 de minute. Ideea noastră a fost că noi începem campania noastră de la cel mai de nord loc și încheiem campania noastră la cel mai de sud loc, la Giurgiulești, de la Nistru până la Dunăre, așa a fost ideea noastră. Și duminică, când noi am venit la Naslavce, 5 posturile de poliție de frontieră au fost și toate mașinile noastre au fost stopate și toate mașinile noastre au fost deschise. Haideți să dați actele, haideți să spuneți de ce ați venit. Și noi am pus întrebarea, de ce așa multe întrebări noi avem. Am fost aici marți, dar nici una postare nu a fost aici. Ei au spus că cineva a spus 3 ucraineni au fugit și de aceea este operația specială. La început ei au spus așa, dar după când am ieșit și am făcut anunț că eu nu pot să particip și să am evenimentul meu, poliția a dat press release-ul unde ei au scris că eu nu am permisul. Niciun cuvânt nu a fost despre ucraineni care au fugit. Ei au spus că eu nu am permisul și de aceea eu nu pot să am evenimentul acolo. Și încă o dată am înțeles de ce marți am avut posibilitatea să fiu acolo, dar de ce duminică n-am avut așa posibilitate. Și încă întrebare a apărut, de ce doamna Sandu a avut posibilitatea să aibă lansare la Soroca, pentru că și acolo este așa zonă frontieră, ca și la Naslavce. Și e foarte interesant, ea a avut permisul din partea poliției de frontieră. După emisiunea dumneavoastră, eu cred că ei, știți, în noapte poate să fac și aceste permise, pentru că ei sunt la guvernarea, dar sunt sigură că nu a avut. Ea este șefa statului și toate organele de stat lucrez pentru doamna președinte. La final, noi am găsit un alt loc, noi am lansat programa noastră și eu cred că a fost foarte frumos și când noi am încheiat lansarea noastră, am revenit acasă, nicio postare de frontieră nu a fost. Nici o, înțelegeți? Și a fost foarte interesant când seara colegii mei din echipa mea am venit încă o dată la Naslavce să vadă. Poate să fie la acest loc acolo și trebuie să aibă permisul.
Și acolo este un video care permanent poliția de frontieră poate să vadă cine sunt la acest loc. Și niciun polițist nu a fost acolo și nimeni nu a pus întrebarea: aveți permisul sau nu aveți? Și repet, am înțeles că această operație specială a fost special pentru doamna Vlah, pentru că doamna Vlah este inamicul 1 pentru doamna Sandu, dar e problema doamnei. Noi mergem înainte, mergem până la Dunăre și ne facem programa noastră electorală. Pentru că ați spus că toate organele de stat lucrează acum pentru doamna Maia Sandu, eu vă iau mai la vale să vă întreb, dar deja vă întreb aici. Remarcați cumva implicarea resurselor administrative în campania contra candidatei dumneavoastră, doamna Maia Sandu, sau nu părea? Fiecare zi. Campania electorală a început 30 iulie. Și din 30 iulie, șefa statului trebuie să ia concediu și trebuie să nu folosească mașina, trebuie să nu folosească biroul, cabinetul de ministru nu trebuie să lucrează pentru doamna, dar noi am văzut alte lucruri. Ea a avut multe întrevederi internaționale cu președinți, cu prim-ministri din alte țări. Este o promovare politică, noi înțelegem, pentru candidatul Sandu. Mai departe, când ea a avut lansarea, la această lansare, în trei orașe au participat toți membrii de guvern, prim-ministru, speaker și mai departe. Și ei au venit cu mașini de stat, haideți să spunem așa. Toată lansarea a fost, noi am privit această lansare, oamenii au privit prin rețelele sociale a Guvernului Republicii Moldova, prin rețelele sociale a președinției, și toți miniștrii au participat și nici una nu a luat concediu în aceste trei zile. Și acum eu văd că și Ministerul Internei, și SIS-ul, și alte organe de control, ei toți lucrez pentru campania electorală a doamnei Sandu și ei toți luptă cu opoziția, în primul rând cu mine. Acum v-am dat un exemplu cum a trecut lansarea mea la Năslavce și acest exemplu nu e singur. În fiecare întâlnire mea, în fiecare participarea mea la evenimentele mele. Permanent alături de mine sunt polițiști. Permanent alături de mine sunt reprezentanții SIS-ului. Permanent sunt filmate, permanent sunt urmărite, permanent alături de poliția și reprezentanții SIS-ului sunt presă de guvernare care fac reportaje, care pune întrebări așa provocatoare, care se fac așa că denigrează mie ca candidată. Și cum am deprins că așa poate fi, pentru că nu e prima dată, pentru că ultimele 7 sau 6 luni permanent sunt urmărite. Înțeleg că doamna a dat multe indicații, înțeleg că ei, polițiști și oamenii din SIS, trebuie să execute aceste indicații, dar, mă rog, mergem înainte, câștigăm alegeri și schimbăm situația și sunt sigură că presa în viitor va lucra pentru cetățeni, nu pentru președinte și pentru astfel de guvern care acum e la putere. O ultimă întrebare, probabil, despre doamna Maia Sandu. Doamna Maia Sandu, din anul 2019, prim-ministru al Republicii Moldova, în cadrul guvernului blocului acum și a socialiștilor, efectuând și o vizită la Conrad, și Maia Sandu 2024-2023, dacă doriți, sunt două persoane diferite sau nu? Nu. La fel. În 2019 ea a fost așa cum este acum. Eu am lucrat cu doamna în guvernul doamnei Sandu și când ea a fost adoptat, guvernul acesta a fost adoptat la Parlament, situația a fost foarte dificilă. Dumneavoastră veți aminti, a fost două guverne, guvernul lui Filip și guvernul lui Maia Sandu. Și eu am fost prima membra guvernului Filip și singură care a
expus opinia mea despre situație și am susținut guvernului doamnei Sandu. Și cu regret, când noi am început să lucrăm, în primul rând, ea, în prima ședință a guvernului care i-a condus, acum a fost încheiate, finalizate alegerile mele a Bașcanei Găgăuziei, al doilea rând când am participat și am câștigat cu 92%. Și ea la ședința guvernului a spus că noi trebuie să verificăm rezultatele doamnei Vlah la aceste alegeri. Am câștigat cu 92% în primul tur și la prima ședință ea a spus așa, noi trebuie să verificăm cum ea a câștigat. Și după aceasta, câteva luni, ea a fost prim-ministră și eu niciodată n-am avut posibilitatea să comunic cu doamna. Ea este șefa guvernului, eu sunt membra guvernului și am fost și Bașcana Găgăuziei. Și permanent am avut multe întrebări care am trebuit să rezolv cu prim-ministră. N-am avut așa posibilități. N-am avut așa posibilități și când am vrut să lucrez, să comunic cu prim-ministru, am trebuit să vorbesc cu ambasadorul SUA și cu ambasadorul UE, că ei să mă ajute să am o discuție cu prim-ministru. Și doar după ședințele de guvern, ea a spus că haideți, eu am 2 sau 3 clipe și pot să vorbesc cu dumneavoastră, dar înțelegeți că totul nu depinde de mine, că guvernul e de coaliție și nu putem să rezolvăm și la același moment am înțeles că ea nu vrea să lucreze, ea nu vrea să rezolve probleme. Ea a folosit acest post pentru promovarea sa la funcția de președinte a țării. Și când în 2020 ea a fost aleasă la această funcție, situația a fost continuată. Eu n-am avut posibilitatea să lucrez cu președintele țării. Prima dată am văzut aceste lucruri. De aceea, Maia Sandu în 2019 și Maia Sandu acum e la fel. A fost doar o situație, ea a făcut așa că oamenii nu se vadă față adevărată a doamnei, pentru că ea a avut planurile electorale și nu a vrut că cetățenii noștri să vadă cine este Maia Sandu. Ea a făcut campanie electorală în 2020 împotriva lui Igor Dodon și de aceea ea a câștigat. Dar dacă oamenii în 2020 au văzut fața adevărată și caracteristicile adevărate a doamnei, comportamentul doamnei și că ea nu poate să fie un lider, că ea nu poate să fie un președinte pentru toți cetățenii, nu poate să fie președinte pentru toate regiunile în țara noastră. Eu sunt sigură că în 2020 ea a pierdut aceste alegeri. Și în 2024 ea va pierde. Să vorbim despre dumneavoastră. Am văzut, doamna Vlah, că în programul dumneavoastră electoral vă axați pe un obiectiv care se numește pacea și prosperitate. Prosperitatea am înțeles. De ce pacea? Pacea e cea mai mare problemă care acum avem în țară. Vreau să vă spun că în 2023 am avut o programă națională, Vocea Poporului, prin care eu am participat în diferite sate și am avut multe întâlniri și am avut multe ședințe cu oamenii din diferite profesii și domenii. Și prima problemă care ei permanent mi-au spus, care e în țară, a fost pacea. Toți oamenii într-o țară au frică către situația care este alături de hotarele noastre și toți sunt sigure că președintele țării promovează război prin cumpărarea armamentului, prin aderarea în NATO, prin exagerarea bugetului Ministerului de Apărare, prin cumpărarea încă o dată radarele, prin cadourile care ea primește pe permanent din partea partenerii săi, BTR, PVO și banii pentru armament, prin
poliția de frontieră care circulează cu oameni din străinătate cu armament și sunt multe informații care eu am și care cunosc oamenii din Republică și noi vedem ce gânduri ea are și ce planuri ea are și ce promovează doamna și de aceea eu și echipa mea noi am decis că unul și primul obiectivul nostru va fi garanta pace în societatea noastră și pace în Republica Moldova și noi nu vom cumpăra armamentul și noi nu vom permite că să fim incluși în anumite acțiunile militare în care acum doamna participe și de aceea noi vom păstra pace și noi vom garanta pace și pace e prioritatea noastră și noi vom adopta statut de neutralitate țării noastre, statut de neutralitate permanent? Nu doar permanent, la nivel internațional. Noi vrem recunoscut la nivel internațional? Da, noi vrem să facem așa cu ajutorul ONU, cu ajutorul NATO. Noi vrem că ONU și NATO adopteze o declarație că Republica Moldova are un statut de neutralitate internațional. Așa sunt exemple în lumea și noi vom promova așa statut că să creăm așa situație că când țara noastră niciodată nu va fi implicată în acțiunile militare. Eu obișnuiesc să spun deseori următoarea întrebare, de asta vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, doamna Vlach. Din păcate, societatea noastră este foarte divizată pe mai multe criterii. Unul dintre acestea este, mai ales în campania electorală, tu cu cine ești? Ești cu rușă, ești cu estul, ești cu vestul, ești cu cosmosul, ești sub influență, nu ești noastră. Cu cine sunteți, doamna Vlach? Eu sunt cu moldovenii noștri, eu sunt cu țara noastră și dacă vă interesează despre viziunea mea despre politica externă, da, vreau să vă spun că am o experiență foarte bună. Am lucrat în regiune și am avut relațiile foarte bune cu 42 țări în lume și permanent am lucrat și cu estul și cu vestul. Și oamenii mei din regiune permanent au avut multe proiecte bune pentru dezvoltarea regiunii. Și în viitor, când voi câștiga alegerile acestea, politica externă noastră va fi echilibrată. Noi vom lucra cu organizațiile internaționale foarte intensiv. Noi vom lucra și cu Consiliul Europei, vom lucra cu ONU, vom lucra cu OSCE. Noi vom avea parteneri strategic și SUA și Rusia. Noi vom crea relațiile bune de vecinătate cu Ucraina și cu România și permanent noi vom lucra în interesele oamenii noștri și în interesele Republicii Moldova. Așa va fi. Noi în ziua alegerilor prezidențiale avem și un referendum al Maia Sandu, adică nu al Maia Sandu, ci propus de doamna Maia Sandu. Anume Maia Sandu. Da? Ați spus corect. Da. Dumneavoastră vă îndemnați alegătorii să selecteze opțiunea nu. Eu nu pot să îndemn pentru că eu nu sunt subiectul acestei campanii de campanie de referendum, pentru că guvernanții noștri au adoptat o lege că candidați independenți nu pot să participe în campanie electorală ce țin de referendum. Și eu pot să particip doar în campanie electorală prezidențială. Dacă cetățeană, eu am opinia mea și ca doctor în drept, eu am opinia mea ca juristă, am opinia mea, dar nu pot să particip la această campanie. Eu pot să spun dacă ce eu fac. Da, ce faceți dumneavoastră? Ce eu fac în această zi, eu particip la alegerile, eu vin la votare și eu iau două buletine. În primul rând, eu votez pentru inima, cu inima.
Și în al doilea rând, eu iau și buletinul 2 și acolo eu pun nu, pentru că sunt sigură ca doctor în drept că așa referendum prin așa schimbare, noi nu putem să schimbăm Constituția noastră. Sunt sigură că așa noi nu putem să schimbăm situația, Constituția noastră, cu așa obiecție, cu așa sarcină, noi trebuie să discutăm aceste schimbări doar în Parlament. Și noi toți înțelegem că acest referendum nu este o acțiune juridică. Noi toți înțelegem că această acțiune și acest referendum este un PR, este un mecanism pentru doamna care ea folosește ca să păstrează la această funcție a președintei. Ea cunoască că antiratingul doamnei e foarte mare, ea a știut că a pierdut susținătorii săi și de aceea ea a invitat împreună cu consilierii din străinătate că trebuie să avem ceva, că să mobilizăm susținătorii care susținerea Uniunii Europeane, hai să spunem așa, și ea a făcut așa că în flangul drept ea nu are oponenți, ea zăcise la pole, înțelegeți, și de aceea ea a privatizat aderarea la UE și a inventat acest referendum și ea are speranțe că datorită de acest referendum ea poate să aibă și susținerea din partea legăturii noștri. Dar eu cred că e greșeală pentru că situația e altă și eu particip la întâlnirile cu oamenii și eu ascult cu atenție ce spune oameni și eu văd ce viața cum e în țară, în satele noastre și când eu vin în satele și văd că toate satele sunt pustii, noi când am avut campania de colectare semnăturilor, am fost la un sat, am participat la colectarea din raionul Fălești. Și în acest sat cel mai tânăr om, locuitor, știți care are ani? 65. Cel mai tânăr. 65. În așa țară noi trăim, înțelegeți? Acolo, în acest sat, nu sunt copii. A fiecare trei acasă, v-am spus că e pustie și toți oamenii în așa vârstă. Așa țară, acum noastră. Și aceste 4 ani noi vedem la ce noi am ajuns. Datorită de munca doamnei și datorită de muncii guvernului care în loc de lucrează și rezolve probleme statului și oamenilor, ei ce fac? Ei că lucrez ca păcitalioni, știți, și să dă gazetele pentru oamenii noștri. Ultima despre procesul ăsta de aderare al Moldovei la Uniunea Europeană. Ce credeți dumneavoastră despre ideea lansată de doamna președinte ca să aderăm la Uniunea Europeană doar noi cei de pe malul drept al Nistrului și după asta mai vedem ce facem cu malul stâng? E greșeala mare, dar e viziunea doamnei. E viziunea doamnei, e dorința doamnei. Eu cred că ea a promis și acest plan pentru cineva, haideți să spunem, pentru cineva din vecinii noștri, pentru cineva din partenerii doamnei și a promis că, da, Transnistria e ca o grijă, ca o problemă pentru doamna Maia. Ați văzut că aceste 4 ani ea niciodată nu a avut nicio relație cu liderii din Transnistria. Ea nu a făcut nimic, nu a pus un deget pe altul, da, și ea special a făcut așa că relație între Chișinău și Tiraspol nu să fie, haideți să spunem așa. Și de aceea ea nu are treabă de Transnistria și ea nu are un plan că ne unim țară, da, și de aceea ea a spus sincer că ea vrea în Uniunea Europeană fără Transnistria. Ea nu e președintă. Ea nu e președintă. Așa, președinte nu trebuie să fie în această țară. Continuăm, vă rog, doamna Vlah, dar peste câteva clipe de publicitate. Publicitatea, doamnelor și domnilor.
Noi am revenit, doamnelor și domnilor, doamna Vlah. Dacă tot vorbeam înainte de publicitate despre cele ce țin de Uniunea Europeană, este un subiect foarte discutat în ultima vreme în societate. Așadar, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău a fost la o emisiune. Jurnalista Valentina Ursu îi pune o întrebare banală, nimic neobișnuit. Omul răspunde sincer așa cum este. Da, când ești parte a Uniunii Europene, terenurile agricole din țara ta pot fi cumpărate de cetățenii Uniunii Europene, cetățenii ai altor state. Dar nu-i nimic ieșe din comun în asta. Pur și simplu acest subiect la noi în țară nu s-a discutat sau nu prea, sau tot timpul se încerca a evita. Vladimir Filata, peste 3 zile, chiar a făcut și mai mult. A dat lista tuturor celor 27 de state și a explicat fiecare stat de când își vinde terenurile agricole altora, altor cetățeni, altor state și tot așa mai departe. Rând pe rând fiecare. Problema a fost alta. Problema a fost ieșirea doamnei Maia Sandu, care a zis că o nouă minciună se răstogolește, iar prim-ministru Dorin Grecian a zis că o nouă minciună prinde turații. Șeful delegației europene se pare că nu a mințit, a zis un adevăr care este o chestiune absolut ordinară pentru ei. Ce a fost cu reacția doamnei președinte Maia Sandu și a premierului Dorin Grecian și, doi, părerea dumneavoastră despre vânzarea, cumpărarea acestor terenuri agricole de către alți cetățeni, dacă ești parte în mare familie europene? Pentru dumneavoastră nu este nimic neobișnuit, știți, dar pentru doamnă acum sunt alegerile prezidențiale. Și vedeți, dacă nu va fi alegerile prezidențiale, reacția a fost altă. A fi fost altă, dar acum ea sunt în alegerile prezidențiale, dar ea a primit așa cadou din partenerul său. Ea a lucrat cu Majeikis și a avut relațiile foarte bune și vedeți ce cadou a venit la doamnă în campanie electorală. Eu cred că ea a avut un șoc mare. Dar toate vorbele care ea a spus după reacția domnului Majeikis, eu cred că încă o dată ei toate vorbele și toate ideile sunt minciuni. Doamna permanent a spus multe minciuni, permanent. În 2020 lumea a crezut că da, ea face așa că viața va fi decentă. Da, ea face așa că pensiile noastre vor fi indexate. Da, ea face așa că prețul la gaz va fi mai mic decât 6 lei. Da, atunci era 4 și un pic, că mai mic va fi. Da, mai mic va fi. Da, ea face așa că oamenii pot să vorbească în diferite limbi și în limba rusă. Da, no, ea a spus că ea va lucra și cu Rusia și cu Uniunea Europeană și cu alte țări. Ce promisiunile ea a dat și toate promisiunile au fost minciuni. Și acum noi vedem încă o minciună. Pentru că aceste lucruri despre care au vorbit Majeikis este adevărat. Pentru că ei au stabilit aceste lucruri. Acum ei au așteptat când alegerile prezidențiale va fi finalizate. Și după alegerile prezidențiale, ei vor face aceste lucruri. Ei nu în zadar a spus că în 2030 noi vom adera în Uniunea Europeană. Și prima chestiune care ei pot să facă, că ei dat permisul că pământul nostru să fie cumpărat cu cine vreți. Este planul doamnei, așa a fost, așa e și ne dai Bog, ea are un rezultat bun după 20 și moldovenii vor fi rămas fără pământul nostru. Eu cred că exagerați totuși. Nu. Poate nu, după aderare nu. Vom putea vorbi despre asta. Păi, cine a știut că ea poate să schimbe Constituția cu 53 de voturi? 53. Și după referendum, ea va schimba Constituția cu 51. Înțelegeți? Ea așa a încălcat Constituția Republicii Moldova și ea va continua să încalcă Constituția. Și de aceea aceste alegeri în 20 octombrie va fi foarte importante pentru oameni. Și sunt sigură că fiecare cetățean Republicii Moldova pune nota doamnei. O mare promisiune a actualilor în campaniile din 2020 și 2021 a fost lupta contra corupției și reforma justiției. Până la urmă, reforma justiției se pare că se reduce la faptul
sau se reduce la ultima lege pe care o adoptat, așa anume că toate documentele care au ținut partea procesului de reformă vor fi nimicite, vor fi arse. Astea care au mers prin Comisia Preveting. Legea e votată în lectura a treia, promulgată și deja apărută în monitorul oficial. Care este părerea dumneavoastră, doamna Vlah, despre această idee de a da foc la toate documentele care au fost partea Comisiei Preveting? Eu cu această reformă am confundat. Fiecare zi o știre, fiecare zi o situație, fiecare zi un subiect. Așa mult minciuni n-am văzut. Și vreau să vă spun că doamna Santu a distrus justiția noastră. Și acum noi trăim în așa situație când judecătorile noastre nu pot să lucreze. Mm-hmm. Și dacă noi nu vom schimba situația după alegerile, eu nu știu cum cetățenii noștri pot să aibă posibilitatea să participe la procesele, pentru că nu avem judecători, nu avem sistemă clară. Și de aceea, cum v-am spus, sistema distrusă, v-am spus că situația e foarte dificilă și acum, la acest moment, totul e în starea stopării și doar după alegerile prezidențiale noi putem să schimbăm situația în justiție. Dar trebuie să fie neapărat că justiția, că lucrăm și respectăm Constituția noastră, că justiția trebuie să fie independentă și aceste regulile, așa regulile când președinta guvernului rezolve problemele în judecată prin telefon, noi trebuie să stopăm. Doamnă Vlah, tot o mică precizare. I-am întrebat și pe colegii dumneavoastră din opoziție același lucru. Extraparlamentară, este adevărat? Iată, legea asta este votată în Parlament. Ea nu a fost votată în președinție noaptea, ea a fost votată în Parlament. Nu ați fost partea opoziției parlamentare și a puterii parlamentare. Am fost. Cu ce se ocupă deputații în plenul Parlamentului când sub ochii lor se votează o lege și nici nu observă asta? Eu nu pot să spun ceva despre oamenii care acolo sunt. Eu pot să spun despre mine, haideți, cum eu am lucrat la Parlament. Pentru mine e foarte straniu că n-au fost declarații. Pentru mine e foarte straniu că lumea nu a aflat din partea opoziției această informație. E foarte straniu. Dar, da, eu înțeleg că guvernarea are acum 62 mandate și guvernarea poate să adopte diferite legi. Dar vocea opoziției permanent trebuie să fie auzită. Permanent. Sunt multe mecanisme care ei pot să folosesc și pe platforma Parlamentului și afară de Parlament. Dar, cu regret, dar eu cred că situația va schimba încă o dată. Sunt sigur și am speranță mare. Doamna Vlah, pe 20 octombrie noi avem primul tur al alegerilor prezidențiale, pe 3 noiembrie avem turul 2 al alegerilor prezidențiale, noapte de 3 spre 4 aflăm cine noul sau vechiul președinte al Republicii Moldova. Ok, fie cum spuneți dumneavoastră, noul președinte al Republicii Moldova. 25 decembrie dimineața asistăm la inaugurarea noului președinte, cum spuneți dumneavoastră, seara sărbătorim Crăciunul, cel care o sărbătoresc peste el nou, după care ne apucăm de sărbătorit venirea anului nou, după care sărbătorim anul nou, după care sărbătorim plecarea anului nou, asta numai din rus, numai rușii fac așa. С наступающим, а потом с праздник, а потом с прошедшим праздником. Глумиться, Дугунца. Аша. Вот, что мы в Молдове не то там прелуату, а традусу на румыну, дупа каре не приготим, что начепим кампания петру алежели парламентарии. Да. Оркаре результату ла президенциале. Думна вас, Рина Влах, че планы рабец петру парламентарии, дамы видер? La acest moment mă ocup cu alegerile prezidențiale, doar cu aceste alegeri. Când ne vedem cu dumneavoastră la emisiune, dumneavoastră, după alegerile prezidențiale, eu vă spun ce eu fac mai departe, pentru că planurile sunt ambițioase, da, și sunt cum echipa noastră va lucra mult și noi participăm la aceste alegeri și sperăm că vom avea susținere mare din partea oamenilor și vom schimba situația în țară și vom guverna corect după lege. Care este diferența dintre diaspora moldovenească din est și diaspora moldovenească din vest, ținând cont de faptul că în Rusia de la 17 au coborât până la 5 numărul secțiilor de votare, după care se pare că la 2, iar în vest au mai crescut cu vreo 100? Diferența nici e,
Pentru că diaspora la vestul și diaspora la estul e la fel, dar atitudinea doamnei președinte e diferită. Atitudinea de doamne pentru diaspora care, care trăiește în Uniunea Europeană, vedeți care, ea și acum este acolo, la Italia, face un tur PR tur electoral, dar noi avem mulți cetățenii noștri în, în Rusia și cu regret eu am primit multe sunete, da, mulțumesc pentru ajutor, sunete din alte țări care nu înțeleg de ce așa. Ei tot vor să participe la aceste alegeri, ei tot vor să dea votul pentru un candidat, dar nu ei au posibilitate și ei confirmă că această președintă, ea are oameni buni și oameni rei, ea are diaspora sa sau nu diaspora sa și de ce ea nu poate să fie președinte a țării. Dar e foarte bine că ei toți au spus că ei toți vor suna rudelor care acum trăiesc aici în țară și ei tot expun poziția a copiilor că trebuie să fie schimbată situația și trebuie să vină la acest post, vin la acest post un nou președinte care va fi președinte pentru toți. Pentru toți cetățenii care sunt în țară și pentru toți cetățenii care sunt afară de Republica Moldova. Doamna Vlach, știți că sunt câteva categorii de oameni care spun bancuri. Este o categorie care începe să spună bancul și la mijloc nu și-l mai amintește și spune că am uitat care e sfârșitul și nu-l mai povestește. O altă categorie de oameni care spun bancuri, ei le spun și tot numai ei râd, pentru că doar lor le se pare interesant acest banc. Noi să nu credeți că această două categorii amintește despre povestea fără sfârșit de la aeroport cu licitațiile, pentru că zilele trecute din nou s-a amânat licitația pentru spațiile alea comerciale. Noi deja vorbim de un an și ceva despre asta. Это уже даже не смешно. Dumneavoastră trebuie să cunoașteți că ce se întâmplă cu aeroportul nostru este un plan de acțiuni a doamnei Sandu. Și toate prostiile care acum sunt acolo datorită de doamnei Sandu. Ea a început să schimbe proprietarul, ea a dat multe promisiuni cum va lucra acest aeroport. Ea a spus că acest aeroport va fi sub controlul statului și cu ajutorul domnului Spânu ea a schimbat opinia. Ea a găsit această companie în Franța și ea special insistă că anume această companie va câștiga în acest tender. Acum ei au stopat puțin pentru că ei, doamna, este în alegerile prezidențiale și ea vadă ce probleme ea poate să aibă la alegerile cu acest aeroport, dar nu, eu nu vreau că oamenii să se gândească că aeroportul e proiectul la domnului Spânu. Aeroportul, toate proiectele ce țin de aeroport e proiectul doamnei Sandu. Noi ați văzut știrile de pe... Spuneți. Am finalizat și după alegerile vedeți ce va fi. Ce campania va câștiga la acest tender. Ați văzut știrile de ieri de pe Telegram, mai întâi a difuzat Casa de Nebuni, după care a confirmat și ultima oră despre faptul că la curtea de apel, într-o sală de ședință, sub un scaun, au fost găsite de aparate de interceptare a discuțiilor, a fost sesizat președintele curții de apel, a fost sesizat Consiliul Superior al Magistraturii, liniște total, nimeni nu vrea să spună nimic, nimeni, nicio reacție. Nu ne spunea că, de fapt, în timpul Plahotniuc era o așa vreme. Parcă zis că vin ai noștri și nu va mai fi așa. V-am spus că acum Ministerul de Interne, SIS-ul, ei toți se ocupă cu opoziția.
Ei toți se ocupă ce face doamna Rina Vlah, unde ea se află, despre ce ea vorbește, pentru că ei trebuie să dea informație către domnul Sandu. Ei nu se ocupă cu ordine de public, ei nu se ocupă cu așa crime, nu, ei nu au timp despre aceasta. Și v-am spus că toate organele de drept, ei toți lucrează pentru doamna Sandu, pentru că ea să rămână aici și ei și pune așa instrumente în judecată și alte diferite prostii ei fac. E bine că noi am aflat, dar vedeți, sunt multe televiziuni și canalele de telegrame de guvernare care nu prezintă această informație și care nu explică și nu se face investigație, acest cuvânt foarte modern cum noi avem prin diferite canale, noi auzim că noi am făcut investigație, acum a schimbat opinia doamnei Irine Vlah, unde a fost doamna Irina Vlah, în ce țări ea a fost și mai departe. Investigație doar despre oponenții doamnei Sandu, investigația doar despre primul inamicul doamnei Sandu, Irina Vlah. Și de aceea eu cum vreau să vă spun că acum în așa situație când în guvernarea țării sunt doamnul Sandu, este așa. Când noi schimbăm situația, va fi altfel. Noi toți vom respecta legii și noi toți vom lucra după lege, nu cum este așa la această situație. Pentru că în aceste 4 ani vreau să vă spun că oamenii noștri trăiesc în sărăcie. Doamna Maia a distrus și economia, a distrus și democrația, a distrus și justiția și țara noastră plină de datorii. Plină de datorii. Datoria de stat acum este aproximativ 111 miliarde de lei. 111 miliarde de lei. Da, dar reprezentanții guvernării spun că nu nimic strașnic, toate țările au datorii. Sigur, permanent, investitorii plec, nu nimic strașnic. Avem datorii de stat, nu e nimic strașnic. Pensia la oamenii, la pensionari 2000 de lei, nimic strașnic. Salariul ministrilor 75.000 de lei, nimic strașnic, tot e nimic strașnic. Prețurile la gaz, avem ce avem, nu e nimic strașnic. Prețurile la pastile și mai departe, nimic strașnic. Normal, așa guvernarea noi avem. Grija oamenilor nu e grija ministrilor, prim-ministrului, președinței. Ei, știți, ei trăiesc în lumea paralelă. Multe ori am spus aceste lucruri. Cineva va întreba pe Facebook, spunând că în anul 2021 am votat masiv PAS-ul, nici măcar ne uitându-ne cine face parte din lista electorală, căci spuneai PAS, era clar că e Maia Sandu, deci totul e ok. Ca să nu repetăm greșeala, dar cine e echipa Irinei Vlah? Suna întrebarea. Noi am construit echipa în aceste ultimii 8-9 luni. Am lansat Asociația Obștească în 16 noiembrie și datorită de programe naționale care am promovat, păstrarea neutralității Republicii Moldova, Vocea Poporului și acum în raioanele noastre sunt echipe, da, cu care noi lucrăm, cu care noi participăm la aceste alegeri, oameni profesioniști, oameni cu diferite viziuni, opinii, oameni care au avut experiență politică și în guvernare și în opoziție. Sunt oameni noi care niciodată nu au participat în politică. Echipa e foarte bună, pregătită și împreună lucrăm. Haideți să ne imaginăm că dumneavoastră câștigați aceste alegeri prezidențiale. Dumneavoastră știți că noi vom avea în continuare o majoritate parlamentară a PAS-ului. Da. Eu o să fiu în locul lor, a doua zi schimb toată legislația națională, așa că îl las pe președintele nou ales și fără președinție, dacă vreau, și fără vila la Condrița, și fără mașină. Bun, eu exagerez, dar vă dați seama ce confruntare va urma. Eu nu văd problema. Nicio problemă când eu voi fi președinta și Parlamentul
va avea o majoritate care nu mi-a nu mă va susține în viitor, pentru că 8 ani când am fost abășcană în Găgăuzie, am lucrat cu adunarea populară în care n-am avut majoritate. 8 ani am lucrat cu adunarea populară cu care n-am avut majoritate. Și permanent am lucrat cu toții, permanent n-am ales, haideți cu dumneavoastră lucrăm sau cu dumneavoastră nu lucrăm. Eu am, după lege, anumite mecanisme care vreau să folosesc până la alegerile parlamentare, până la 2025. Eu am dreptul la inițiative legislative și vreau să folosesc. Eu vreau să am o ședință mare cu partidele politice din Republica Moldova, cu toate partidele, și vreau să propun un pact de pace care ei, eu cred că vor semna împreună cu mine, că noi vom avea o stabilitate în societate, că avem o unitate cu societatea, vom ieși cu inițiative legislative și vom vedea ce atitudine va fi din partea partidului PAS, care acum are majoritatea acolo. Și în aceste 4 luni eu o voi crea condiții că alegerile parlamentare viitoare va fi după lege și nu va fi falsificate. Dacă eu voi avea așa mecanisme. Dacă și eu voi garanta aceste lucruri. Dacă se întâmplă că doamna Maia Sandu pierde aceste alegeri prezidențiale, câte mandate ia PAS-ul la parlamentare de 2025? Eu sunt sigură că partidele politice vor lucra foarte bine și în parlamentul viitor noi nu vom vedea partidul PAS în parlament. Cât cu ultima întrebare, cum stați la capitolul verișoare? Și dacă veți aduce toată familia, rudele în posturi de consilieri, purtători de cuvânt, alte funcții. Pentru că, zice lumea pe Facebook, este o practică des întâlnită în Moldova. Vedeți, față de dumneavoastră este doamna care are o experiență mare. Eu sunt în politică 20 de ani. Și am fost și la guvernare și am lucrat 8 ani în fruntea regiunii. Și nici una funcția care a fost în regiune nu a fost ocupată rudele mele. Niciuna în aceste 8 ani. Niciodată n-am folosit rudele mele în guvernare și permanent când am creat echipele, permanent când am început să guverneze, permanent am luat în echipa mea oameni profesioniști și de aceea în aceste 8 ani am avut rezultatele foarte bune. Noi am majorat bugetul regiunii în 3 ori, noi am avut mulți programe sociale și am avut mulți programe economice, noi am stopat exodul populației și noi am schimbat situația în regiunea spre bine și de aceea vreau să folosesc această experiență mea și n-am verișoare și când eu voi deveni la această funcție, eu voi lucra doar după lege și pentru oamenii noștri. Doamna Irina Vlah, noi vă mulțumim tare frumos pentru faptul că ați fost la emisiunea noastră. Vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.